organizațiile sunt, de fapt, problema. În restul nu excludem nimic. Și mă întrebați dacă e costisitor un regim de stil. Păi atunci eu vă pun o întrebare. Da, bolile sunt ieftine? Rețetele care le primim de la medici, consecință a stilului de viață haotic și a mâncatului de carne cu cartofi, e ieftin? Eu dacă mă apuc să nu mai... mănânc combinațiile corecte, le învăț și le mănânc, așa, dau jos niște kilograme, dar nu mă hidratez corect. De fapt, dacă nu mă hidratez corect, nici nu reușesc să le dau corect. Faptul că apa cu lămâie este bună nu e un mit, este bună. Dacă ne uităm numai la eticheta de marketing, atunci putem să cădem ușor în capcane și să folosim chiar produse mai nocive.